Bună, sunt Laura și astăzi o să povestim împreună despre rochia de mireasă. Sunt sigură că poate nu v-ați imaginat niciodată cum o să arate meniul de la nuntă sau buchetul miresei, dar rochia l-am imaginat-o de mici, corect? L-am alături de mine pe bunul meu prieten Stefan Pelger, care mi-a realizat rochia de mireasă și mi-aduc aminte acum, pentru că s-a împlinit aproape un an din ziua în care m-ai programat prima oară, el a vrut să mă programeze pentru probă cumva înainte cu 2 săptămâni de nuntă, aproximativ. Un an a trecut. A trecut aproape un an, exact. Și la un moment dat, cu vreo 2 luni înainte, zic totuși cred că nu știi ce-mi doresc de mă programez așa din scurt. încă nu știam ce mă așteaptă. Exact. Ce te așteaptă? Așadar, cum am ajuns la rochia pe care deja o știți? Rochia de mireasă, am vrut o rochie de mireasă, să spun pe scurt, care să nu fie foarte sofisticată, dar totodată să aibă o poveste, totuși să fie sofisticată. Să fie sofisticată, să fie creată pentru mine, să nu fie grea, să nu se șifoneze, să pot să dansez cu ea, să-mi trebuiască să mă schimb. Deci, ca să vă spun pe scurt, vroia de toate, dar totuși nimic. Da, adică să nu trec neobservată, dacă se pune. Cum am scris și la mine pe site, rochia ta a fost cea mai extravagantă pe care am făcut-o în toată cariera mea. S-a lucrat zi și noapte. Timp de 2 luni. S-a mâncat doar pâine și apă. Și un tort la final, adus de mine. Un tort la final, da. Ideea este că rochia a fost într-adevăr una foarte simplă, dar sofisticată în același timp. Pentru că micile detalii fac toată diferența, cum bine știi. Less is more. Eu te știu și întotdeauna încerc să îndeplinești dorințe în așa fel încât să-ți păstrezi și touch-ul personal, ceea ce Absolut. Mi-a plăcut cel mai mult. Știu că mi-am dorit foarte mult să am o broderie și căutam practic un material, pentru că nu mi-am imaginat că cineva mai poate să stea să îmbrodeze rochia de mireasă. După multe căutări, o singură femeie care mai face acest lucru în București, România, cel nu puțin, știu. Da. În București și căreia i-au trebuit exact 3 săptămâni și jumătate, da, să brodeze rochia și voalul. De fapt, bucățile de rochie, pentru că întâi au fost brodate, după care au fost asamblate. Întâi au fost croite, după care au fost cusute. Asta după ce am testat. Exact. Am fost și testată, să vedem dacă se potrivește. Firul să nu fie prea lucios, adică... Să nu fie prea mat, prea să nu se arde prea mult. Din punctul meu de vedere a fost rochia ideală, te-am urmărit din colții ochiului tot timpul și am văzut că străluceai, ceea ce o mireasă trebuie să facă în ziua ei specială, da. Să strălucească și să fie cea mai fericită și cu alegerea rochiei, ceea ce este foarte important. Cum am ajuns să desenăm? Că până și desenul, că până să ajungă la brodat rochia a fost desenat modelul. Exact, se pornește în primul rând de la o idee, da? De la o idee comună. Da. În general, miresele au o problemă. Miresele vin cu ideea lor, vin cu un model. Iar Stefan Pelger nu copiază modelele. Pentru că nu este un croitor. Da. În primul rând vine la designer. Asta este cel mai important. Iar în a doua fază, după ce clarificăm acest lucru că nu copiez modele, ci putem să ne inspirăm și putem discuta, pentru că fiecare mireasă are o dorință cum vrea să arate în ziua ei specială, care sunt aturile tale, care sunt proporțiile tale, care este modelul care vine bine constituției tale. Pentru că unele mirese își doresc dantele, altele își doresc mătăsuri, altele își doresc voaluri. Și aici e o mare confuzie, pentru că multe dintre ele, nefiind din domeniu, vreau o rochie din mătase. Uh-huh. Ei, ce înseamnă mătase? Mătase înseamnă se absolut tot. Nu, înseamnă și poate să fie dantelă din mătase, poate să fie duchess din mătase, poate să fie voal din mătase. Poate să fie organdii din mătase, organza din mătase. Deci toate aceste lucruri pot fi din mătase. Rochie din mătase înseamnă absolut orice. Unele nu mai pun accentul că vor să se simtă bine, vor doar să arate bine. Și din păcate în ziua nunții trebuie să te simți și bine. Eu mi-am dorit o rochie cât am dansat cu Laura. Atât de ușoară, o rochie ușoară, care să fie ca un fel de, ți-am și spus, second skin. Adică să nu fie o rochie de mireasă care să mă apese, ci să mă lasă să respir odată cu momentul. Rochia visurilor tale, care a fost și ușoară, și brodată, și spectaculoasă. Modelul ales. Modelul ales, materialul ales,
povestea din spatele rochiei și cum să facem să se potrivească și voalul, un alt aspect foarte important. Pentru că foarte multe persoane și-au dorit voalul pe care l-am avut eu, tribut adus străbunicii mele, Marama. Mi-a adus poză și mi-a arătat exact cu voalul pe care l-am reprodus, desigur, un pic îmbunătățit și modernizat. Ideea noastră a pornit de la un simplu desen și a început să se concretizeze. M-am gândit că pentru modelul ales, pe care l-am ales, și pentru broderia care urma să o facem, să căutăm un motiv pentru broderie. Ceea ce putea să fie un motiv floral, putea să fie un motiv geometric, putea să fie un motiv tradițional. Dar am ales un motiv art deco, art nouveau. În total ai avut 9 crini la rochie. La jupă ai avut jupa din voal de mătase, ca să nu fie grea rochia, așa cum ți-ai dorit. Exact. Două straturi de voal de mătase pe dedesubt, deci 36 de metri de mătase, da? Mătase în diferite forme, fiul de mătase și voal de mătase au fost folosite pentru rochia ta. Dar cireașa de pe tort, în afară că această doamnă a cusut 3 săptămâni și jumătate la broderia rochiei, s-au aplicat 10.000, nici mai mult, nici mai puțin, de 10.000 de cristale Swarovski, care sunt cam... foarte mici. Cam cât vârful... da. Acestui bold. Mai mici și un pic mai mari. Ca să creăm o tridimensionalitate a rochiei. Exact. Cu un pistol special, s-a pus piatră cu piatră și vă mai spun încă 10.000 de pietre. Asistentele mele m-au... Da. La un moment dat era pusă rochia pe un bus, urcat sus în atelier și efectiv să lucra în continuu din toate colțurile spre rochia aia. A fost absolut superb. Da. Nimeni n-a știut cum arată rochia de mireasă în afară de noi doi. Te așteptau afară televiziunile, da, să dai interviuri. Am păstrat pentru că am vrut ca rochia să mă reprezinte 100%, să nu am niciun fel de influență de nicăieri și am pus invitatele, evident prietenele mele, să scrie, să-mi trimită un mesaj cum cred ele că arată rochia de mireasă. Și am făcut un colaj cu toate răspunsurile lor pe care l-am făcut public în ziua anunții și au văzut practic toate mail-urile și mesajele cu cum își imaginau versus ce era în realitate. Și mi-am dat seama că am prieteni care mă cunosc foarte bine. Asta vreau să zic și eu. Am văzut acest colaj și am văzut că unele erau aproape de idee. Dar de departe, sora mea m-a nimerit cel mai bine și sunt foarte mândră că e clară legătura între noi. Niciodată nu este bine să vină 10 persoane cu mireasa la alegerea rochiei, deoarece fiecare are altă opinie. Este bine să vii cu o persoană de încredere, da? Cu sora, cu fratele, cu câinele, cu cine vrei tu. Dar și să fie constant. Să nu fie multe, să nu fie și la probe. Să nu vină de fiecare dată altcineva la probă, pentru că derutezi mireasa absolut complet. Cum să fac o mireasă să nu regrete alegerea făcută? În primul și în primul rând este vorba despre consilierea pe care o primește de la persoana respectivă, dacă se duce într-un magazin sau dacă se duce la un designer. Sunt foarte multe rochii ready-made care se găsesc în comerț, pe care le pot cumpăra și care cu siguranță sunt extrem de frumoase și le pot veni foarte bine. Ceea ce este crucial la acest lucru este sfatul și capacitatea vânzătorului sau a vânzătoarei de a-i spune aceleași lucruri pe care le spune un designer. Dacă îmi spune că o face la o fermă undeva la țară, tradițional, sigur nu o să aibă, nu știu ce, crinolină și cu... Dar uite, astea sunt gafele care se întâmplă. De fapt, gafele cele mai mari se fac atunci când mireasa își dorește ca în ziua anunții să pună totul pe ea, tot ce și-a imaginat, că se gândește absolut că s-a mărit tot odată și atunci vrea să fie sigură. Punem că de la, le nimerim. Am avut una, o soacră, o clientă, da, soacra miresei, care tot zicea să strălucească fata, iar eu nu mai știam ce să fac să nu strălucească fata atât de tare. Asta era singura ei vorba, să strălucească fata.
Spunem în 2016, ce se poartă, să spunem așa, se poartă, că totuși există un trend și în rochile astea de mireasă. Să spunem, se poartă rochile care sunt, nu mai sunt albe, se poartă rochile care nu sunt lungi, nu se mai poartă rochile de prințesă. Eu aș pleca de la un trend, în primul și în primul rând, de la materialele foarte încărcate, da? Deci materialele grele, foarte încărcate, și brodate, și cu paiete, și cu strasuri, și cu... Se poartă? Nu, tocmai. Nu se merge pe, se merge pe materiale, se merge pe materiale naturale. Simple. Simple, pe dantele, simple și frumoase, de exemplu dantelele de chantilly, care nu vor ieși niciodată din modă și care înnobilează orice rochie de mireasă, care sunt simple, dar în același timp foarte sofisticate, prețioase. Nu se mai merge atât de mult pe acest croi de prințesă, Cinderella. Nu. Da, nu mai suntem în era Sisi. Se pleacă de acolo, se merge mai lin, se merge mult mai fluid, nu se mai folosesc materialele atât de tari și grele, pentru că toată lumea, cum ai spus și tu, își dorește, sau femeile în general au realizat că și la, în ziua nunții vor să se distreze, să se simtă bine, și atunci materialele îngreunează, nu? Da, o crinolină din aia, nu poți să intri pe ușă, da. Cum să te duci la toaletă, trena și multe altele. Se poartă? Trena, da, trena poate să se poarte în continuare, pentru că e un moment al vieții în care poți purta trenă. E cam nu sunt, da, pentru o femeie normală, nu pentru o vedetă sau așa, e cam singurul moment în care poți purta o rochie cu trenă. Două frumos în 2016, în ceea ce privește rochile de mireasă, nu există o regulă neapărat stabilită, cum există în codul modei ce se poartă în sezonul. La mireasă este o chestie de figură, de gust, de locație, de buget și de anotim. Și pentru că am ajuns la buget. Cum stăm cu bugetul? Adică care e? Nu știu, că sunt mirese care spun, vai, au dat 10.000 de euro pe rochie de mireasă și li se pare puțin. Sunt unele care au dat 20 de milioane și li se pare mult. Practic, cum ajungi să-ți dai seama cât merită o rochie de mireasă până la urmă? Desigur, ai un cost la o rochie de mireasă. Tu când comanzi materialele pentru mireasa respectivă, înainte, desigur, discuți și bugetul cu ea. Dacă o mireasă își dorește o rochie din materiale naturale, din materiale de bună calitate, o rochie sub 1000 de euro cam nu este posibil. Comandă o dantelă de chantilly gata făcută sau o dantelă franțuzească pe care le comand special pentru acea mireasă, cu timp de așteptare și așa mai departe. Acele materiale costă niște bani, costă... Așadar, o rochie la 1000 de euro e un preț decent pentru o rochie de mireasă făcută chiar și la un creator, nu doar cumpărată de gata, nu? Exact, da. Adică tu ai făcut o rochie și mai... ai făcut și sub 1000 de euro? Da, am făcut și sub 1000 de euro, dar erau... pentru că mi-au dat locația, pentru că mi-au spus care este tematica și așa mai departe, desigur am ajuns și la rochițe care au costat 350-400 de euro, dar mireasa și-a dorit... pur și simplu, având în vedere că și-a făcut nunta în Bahamas, pe plajă, da? Și-a dorit o rochie simplă, albă, din mătase naturală, care să curgă ca un, ca o spumă. Spumă mării. Ca o spumă, exact. Și atunci, evident, 2 metri de mătase, ori atât timpul de lucru, sau atâta. Pentru... în general, e foarte bine ca miresele să nu fie pripite la cumpărarea sau la comandarea rochiei, pentru că nu toată lumea are un prieten designer sau pe cineva care se pricepe în domeniu. Da. Și atunci e bine să meargă la diferiți designer, să vadă dacă le reprezintă, pentru că eu fac un anume stil de rochii, alt designer face alt gen de rochii. E bine să vadă și să se identifice în primul rând cu rochia pe care vor să-și o cumpere. Și după aia se ajunge de-abia la îți vine bine sau nu-ți vine bine, dar trebuie să se identifice ori cu magazinul, ori cu rochia, ori cu designerul sau să fie pe aceeași lungime de unde. Și ăsta e primul pas și să-l înceapă sfatul meu cât se poate de repede, da, din timp, chiar după ce au primit inelul de logodnă, țac, direct la căutarea rochiei. Bărbatul, mirele, trebuie să fie îmbrăcat într-un clasic, smoking, negru, cu papion negru,
sau gri, cum a avut Cosmin. Sau gri, pentru că era vară, în august. Da, mă rog, dar să fie papion. Să fie papion, să nu fie cravată. O să mergem și la din august, să vorbim de bărbați atunci. Să fie, deci, o să vă zic același lucru. Deci neapărat să fie smoking sau să fie morning jacket, dacă este o nuntă, o ceremonie în cursul zilei. Da. Deci sunt niște reguli pe care, dar ferească sfânta, și asta vă rog din tot sufletul, nu vă asortați mirii la buchetul de mireasă sau la funda din păr sau la rujul de pe buze. Da, ăsta e un fupa pe care nu ai voie să-l faci. Și nașa, cum să se îmbrace? Cum să se îmbrace? Să se îmbrace elegant, frumos, rafinat, să respecte și ea, desigur, dress code-ul, în sensul că ne luăm după locația, da? Cum am zis, dacă e într-o cabană la munte, să nu apară într-o roche de paiete până cu trenă. Și să respecte dress code-ul, să fie decentă în apariție, dar totuși s-o remarce lumea. Când mergi la o nuntă, este frumos să te îmbraci, desigur, elegant, rafinat, frumos, dar să respecti mireasa, în primul rând, și mirele. Și să nu uiți că e ziua ei. Și să nu încerci să o eclipsezi. Și în domnișoarele de onoare? Pentru domnișoarele de onoare este foarte important să respecte dorința miresei. Adică dacă mireasa își dorește ca toate să se îmbrace la fel, ceea ce nu sper că se va întâmpla, s-o facă. Ai deja onoarea să fii domnișoară de onoare, atunci fă plăcerea miresei și mirelui să te îmbraci cum își doresc ei. Dacă domnișoarele nu au niciun fel de dress code sau preferința din partea miresei, să se îmbrace în culori decente, nu țipătoare. Poate să fie rozuri, vermiluri, violeturi, culori pale în general, nu negru sau, doamne ferește, ceva albastru închis, blumaren închis, culori prietenoase, culori vesele, pentru că este o zi de bucurie și atunci desigur că nu vrem să purtăm culori închise. Dar ceea ce mi se pare frumos și am avut la mai multe nunți, ca domnișoarele de onoare să-și facă rochile pe dimensiunile lor, adică și pe același lucru ca la mireasă, că nu au 90, 60, 90, 1,75 sau 90 înălțime, și o domnișoară de onoare poate să aibă 90 de chile în loc de 1,90. Și atunci... Și atunci trebuie să adaptăm lucrul. Și atunci mie mi se pare cel mai frumos ca domnișoarele de onoare să aleagă de comun acord un material, și designerul sau creatorul sau din magazinul respectiv să se achiziționeze sau să se facă la comandă rochii din același material. Dar fie unitate. Să fie unitate, să arate frumos, dar în același timp să respecte proporțiile fiecăreia și dorințele fiecăreia, că una vrea să scoate sânul în evidență, alta vrea să scoate picioarele în evidență, alta vrea să fie cu spatele gol, de fiecare... Apropo de decolteuri și de... nu știu, ți se pare... e greu, că tu ești un designer, tu vezi lucrurile diferit, ai viziuni, dar... nu știu, mie întotdeauna mi-au plăcut miresele care în ziua anunții nu au fost foarte... nu știu. Exact, da. Decent, aș putea spune. Adică mi s-a părut că în biserică, de exemplu, trebuie să ai o ținută un pic demnă, să spunem așa, nu? Eu am crescut, toată copilăria mea am crescut alături de o biserică, Biserica Neagră, pe care chiar ai vizitat-o acum câteva zile. Și am văzut multe, multe mirese, dar ce mă duceam în fiecare duminică la biserică. Da, și mie sunt de acord, îmi plac rochile care sunt mai acoperite decât descoperite. Îmi place foarte mult să se vadă un picior, dacă ai un picior frumos de arătat, un șliț într-o rochie, poate să fie un decolteu, să arate bustul, dar să-l arate atât. Adică să fie
controlat arătatul, nu? Da, să fie totul să fie sub control. Da, everything exact. Under control. Și să nu abuzăm de prea mult arătat. Uh-huh. Să nu arătăm și bust și spate gol și picior și să ne hotărâm pentru un singur lucru. Cele cinci sfaturi sunt: să se gândească bine la model, să caute sfatul unui profesionist, să vină cu o singură prietenă sau apropiată, mătușă, whatever, să aleagă cu deșteptăciune materialul care le place și care le vine bine și nu în ultimul rând accesoriile care le vor purta la rochie, care sunt bijuterii, geantă, pantofi, buchet și așa mai departe. Ele pot să completeze și să strice în același timp puțin. Exact. Cu accesorii strici și îmbunătățești un outfit. Mireasa trebuie să fie la final, fericită, să iasă cu un zâmbet pe buze, iar în ziua anunții, mm-hmm, să se simtă bine, să fie cea mai fericită, să se simtă cea mai frumoasă. Și nu în ultimul rând să fie admirată și de soțul ei și de ceilalți invitați. Da, astea sunt sfaturile pe care le-aș da și eu în calitatea unei mirese, am fost și mireasă, dar cred că e foarte important să meargă pe instinct, într-adevăr, să nu se lase influențate, nu vă lăsați influențate, să aveți o poveste, să purtați povește din viața voastră în ziua anunții. Noi nu ne-am născut atunci, noi avem un trecut și trebuie cumva el să vină, mai ales dacă e un trecut frumos, o bucurie, să facem așa fel încât să fie prezent în ziua anunții. Să integrezi trecutul în prezent. Da, exact. Mulțumesc, Stefan. Mare drag, Laura. Love you. Știți vorba aia? Cine nu are un Stefan Pelger să-și cumpere? E bine, e greu de cumpărat. Dar mă bucur că a acceptat invitația noastră și sper că au fost utile toate informațiile din acest episod. Noi ne vedem data viitoare.